Calificare. Potaița Turda, HRK Gorița 32-27. Elevii antrenați de Horațiu Gal au reușit să întoarcă meciul de la Turda și au câștigat cu o diferență de 5 goluri în Croația în fața celor de la HRK Gorița, calificându-se în turul următor din EHL European Handball League. După o analiză foarte bună făcută despre meciul de la Turda, Horațiu Gal a reușit să-și motiveze jucătorii, iar încă din startul partidei din Croația, Potaița Turda a trecut la conducerea meciului. În primele 15 minute ale jocului, Potaița a refăcut diferența de scor de la Turda, trecând la conducere și a impus ritmul de joc pe terenul celor de la Gorița. La pauză, turdenii au avut un avantaj de 6 goluri, 18-11. Experiența, dar și valoarea lotului turdan a făcut ca repriza a doua să fie ținută sub control, iar calificarea să fie securizată. S-a terminat 32-27 pentru Potaița Turda, care merge în turul 2 preliminar al European Handball League, ultimul înaintea grupelor. Partidele din turul 2 preliminar vor avea loc la finalul lunii septembrie. We'll be right back.